Bine m găsi prieteni! Evoluează destul de urât toată situația din fâșia Gaza. Și a să spunem mai întâi și mai întâi că aici nu e vorba despre un conflict între evrei și arabi. Este vorba de un conflict între armata izraeliană și niște teroriști. Teroriști care mâine pot să vină în Europa, pot să vină în Statele Unite. Ei nu au o țară, nu au o planetă, nu au... Uh, uh, sentimentul că luptă într-un război. Sentimentul lor este că trebuie să ucidă. Ați văzut uh, discuțiile despre acel manual al teroriștilor Hamas, care conținea inclusiv instrucțiuni de tortură. Cum trebuie să torturezi un om da? ca să-l faci pur și simplu uh, plantă, să-l faci pământ, să-l faci ce vrei tu. Adică vorbim despre niște maimuțe ajunse în secolul 21, zic maimuțe, poate n-ar trebui să zic că jignim ma maimuțele, jignim regnul animal. Animalele ucid doar ca să mănânce. Ăștia ucid de plăcere, ucid într-un într fel, în, în numele unui zeu, care dacă ar exista, sunt convins că pe ei ar ucide prima dată, pe teroriști. Ați văzut că s-au deschis toate canalele uri. În Statele Unite, un copil musulman de șase ani a fost ucis cu... Zeci de lovituri de cuțit de către un un dobitoc de 71 de ani. Îl vedeți aici, după față, se vede că are o problemă de existență în, în, în lumea asta, împreună cu noi. Da? Oameni care nu înțeleg absolut nimic din, din, din tot ce înseamnă. Nu mai vorbim de diversitate, nu mai vorbim de cultură, din tot ce înseamnă planeta asta. Da? Adică, exact ca ăla din Franța, în Aras da? Acel cecen care și-a omorât profesorul, exact asta a făcut dobitocul ăsta de 71 de ani în Statele Unite. Adică s-au deschis toate, toate barierele astea prin care iese ura. Am văzut la Stockholm încă o demonstrație pro-palestiniană. Și eu nu înțeleg, poți să fii pro-Palestina, poți să fii pro-Israel, poți să fii pro-orice, dacă nu implică violență. N-am înțeles de ce la toate demonstrațiile astea Pro-palestiniene, se arde steagul Israelului, se scuipă, se urlă discursuri antisemite. De ce nu, la, de ce nu și la, la demonstrațiile pro-Israel pro nu se ard steaguri, de exemplu? Pentru că eu n-am văzut în lume, cel puțin nu am văzut eu și am văzut destule, da? demonstrații pro-Israel în care niciun steag nu era ars. Da? Oamenii vorbeau <coughs> despre viață. Ăștia care fac demonstrațiile pro-Palestina, multe dintre ele vorbesc despre moarte, moartea Israelului, să-i aruncăm în mare, să etc. etc. Adică intrăm într-un într cer de asta vicios, într-o într spirală de asta atât de violentă, încât s-ar putea să facă valuri. Și dacă ați observat, de aproape o săptămână n-ați mai văzut nici o știre cu Rus, cu invazia Rusiei în Ucraina. Ați auzit așa din când în când, înainte de meteo sau de sport, vorbindu-se despre asta. Adică exact ceea ce urmărea Putin, că a fost cu voia lui sau că n-a fost cu voia lui, s-a întâmplat și rezultatele îi convin. Mă duc mai departe la tot ce înseamnă Orientul ăsta apropiat. Orientul apropiat se folosește de obicei de. de Filologi, de istorici, de geografi, în politică se numește Orientul Mijlociu. Dar asta pentru că mi-a atras cineva atenția, dar care e diferența? Diferența este, practic, la cel care uh, vorbește despre partea aia de lume. Atât tot. Bun. În politologie, în tot ce vrei tu, este Orientul Mijlociu. În geografie, filologie, filozofie, etc., este Orientul apropiat. Uh, mă duc mai departe. Adică a devenit nu un butoi de pulbere, aia a fost tot timpul. A devenit deja o masă de poker în care fiecare stă cu pistolul pe masă. Toată lumea are, dintr-o dată, pistolul încărcat și exact ce zicea uh, iranianul, ayatollahul iranului, toată lumea stă cu degetul pe tregaci. De ce? Pentru că aproape tuturor țărilor care nu au nicio problemă în a... A mergeți către democrație Le convine o astfel de O astfel de scenă O scenă deschisă în care Atenție! Suferă exact oamenii simpli Un copil iranian Un copil israelian, Un copil din fâșia Gaza Ei ar trebui să fie egali Civilii ar trebui să fie egali între ei Problema fundamentală Ce faci cu civilii ăștia? Unii încearcă să-i apere da? Vorbim de armata izraeliană Alții încearcă, cum face Hamas, să-i facă scut uman în momentul ăsta ați văzut de vreo trei zile un circuit aproape ca la Formula 1 cu opriri de la la pit stop în uh, uh, circuit al lui uh, Anthony Blinken, da? secretarul de stat din Guvernul Statelor Unite. Adică merge pe la fiecare ca nu cumva să-i vină cuiva un, așa, un reflex să, atragă, să tragă uh, pistolul, să, să pună de pe trăgaci. Asta se întâmplă în, în Orientul Apropiat. De ce e important pentru noi în Europa? Pentru că toate chestiile astea au efect de val. S-a văzut tot timpul efectul de val din Orientul apropiat în, în, Europa. Și aici iarăși trebuie să mergem cu o discuție. Aici nu e vorba de a vorbi despre, nu e vorba despre migranți. Nu este vorba de a, uh, cum să zic, de a da de pereți uh, tot ce înseamnă migrant sau uh, a lăuda tot ce înseamnă migrant. Aici e vorba de calea de mijloc. Calea de mijloc este simplă. Și eu am tot spus-o, cred că de, de 3-4 ani de zile, din 2015. Dacă ai Carta ONU, în care spune foarte clar ce e la refugiat și ce e la migrant, tu poți de acolo deja să faci o selecție. Mai poți să faci o selecție, iar am spus-o și iar o spun, da, exact cum fac Canada, cum fac Statele Unite. Da, Am nevoie în Europa de 20.000 de tâmplari. Băieți, din toată lumea, veniți, că avem nevoie de 20.000 de tâmplari. Sau 10.000 de medici, sau mai știu eu de care nu sună foarte etic. Dar până la urmă, o selecție va trebui să faci. Da? Atenție, aici vorbim de migranți. La refugiați, deja discutăm de Carta ONU, refugiatul este acel om căruia e pusă în pericol viața din cauza culorii, din cauza religiei, din cauza opiniilor politice, etc. etc. Omul ăla este obligatoriu de recuperat, da? doar că scrie în Carta ONU, și mulți dintre politicienii noștri habar n-au de ea că n-au citit el rămâne în custodia primei țări democratice în care ajunge. Aici iară este o dilemă, da? majoritatea ajung în Turcia. Iaca. În Turcia sunt deja 10 milioane de astfel de refugiați. Turcia folosește chestiunea asta ca pe un balon, da? cu care ridică, știi cum în loc de cric ai un balon și ridici mașina. Ceva în genul în ceva în genul ăsta face Turcia, face un fel de joc cu Uniunea Europeană, pentru ajutoare și pentru tot felul de deschis de porți politice, pe de altă parte este un joc, sigur, pe care îl folosește ca pe o bilă în mantă și în problema Kurdistanului sau Curzilor, cum vrei să le zici. Adică, încet, încet, deja ne apropiem de uh, nu de finalul unei crize, ci de începutul unor, nu știu, unei crize mai mari. Deci, acum suntem tentați să credem, uitându-ne la televizor, da, uite, pleacă cistene cu combustibil în Gaza, au dat drumul la apă, sunt cei care trebuie să plece în Egipt, sunt, așteaptă deschiderea granițelor. Eu zic că se va întâmpla altfel. Se va liniști pentru o perioadă, iar apoi vor începe iarăși aceleași. Aceeași dar rupe intestine, pe de o parte diplomația, pe de, par, pe de o altă parte armata și pe de altă parte incursiunea chirurgicală, care trebuie să existe, obligatoriu în fâșia Gaza a armatei izraeliene. Pentru că, exact ce spuneam la început, dacă nu rezolvă acum problema cu hamasul ul va avea noi de rezolvat în Uniunea Europeană sau în Statele Unite. Și dacă ați observat, apropo de Uniunea Europeană și Europa, când vin, când vin uh, uh, teroriștii, ei nu vin în, în țări care nu aparțin Uniunii Europene, în principiu. Vin în interiorul Uniunii Europene. De ce? Pentru că interesează să dezasambleze toată, toată construcția asta europeană, pentru că are la bază niște principii pe care ei nu le acceptă. Statul laic, ăsta este primul, da; diversitatea, asta este a doua, și doi, libera opinie. Și amintiți-vă de Charlie Hebdo, amintiți-vă de Bataclan, amintiți-vă de toate chestiunile alea, toate tragediile alea, care au, au la bază niște lucruri pe care noi deja nu că le înțelegem, le avem deja în ADN-ul cultural, libera opinie. Da? Gândiți-vă că pentru o frază scrisă în, în, în Charlie Hebdo, despre Mahomet, de exemplu, da? Poți fi ucis cu lovituri de bici sau, sau cu lovituri de pietre într-o grămadă de țări din lume. Ei bine, ei asta încearcă să aducă în Uniunea Europeană. Același stil prin care să își impună, și atenție, vorbim de teroriști, nu de migranți sau de refugiați, da? să își impună legile din interiorul, din subsolurile în care trăiesc. Și când zic de subsoluri, mă gândesc și inclusiv la uh, cei care astăzi sunt probabil ascunși printr-o fel de subsoluri în Gaza. M-am uitat la un interviu cu, cu liderul Hamas, care stă liniștit în Qatar, la n-a nicio problemă de, de luptă, dar care spunea: A, băi, noi am ucis pe nimeni în tabăra, aia, în tabăra aia de muzică, la festivalul de muzică. Și când reporterul de la New York Times, mi se pare, sau Financial Times, i-a arătat, uite, avem fotografii, avem înregistrări, nu puteți să spuneți chestia asta, a spus, a, este o coincidență. Adică aici se vede cât dau teroriștii pe viață. Și dacă ei nu dau pe viață, ar fi o greșeală să dăm noi ceva pe viața lor. Asta este concluzia. Și de a trebuie stârpiți pur și simplu până la 1. Nu la ora 1, ci ras pur și simplu tot Hamasul vedem cum se rezolvă și chestiunea cu civilii. Pentru că e păcat ca un civil să sufere din cauza unui terorist, indiferent din ce etnie face parte, ce religie are. Să aveți sănătate!